Pe Daria, eleva din Alba Iulia, pasionată de robotică, am găsit o meșterin de zor la un robot. Membra echipei XEO a venit în tabăra de la Beclean ca să se relaxeze și să învețe lucruri noi, dar și să socializeze. Este practic o provocare pentru noi, pentru a ne regândi roboții într-un timp foarte, foarte scurt. Învățăm foarte multe, dar mai ales ne facem prietenii din echipe din restul țării. Echipa de robotică a liceului din Beclean, Esența Robotics, este gazda taberei de 4 ani. În competiții, noi concurăm între noi, însă aici în tabără ne distrăm și legăm noi prietenii. În tabără sunt mai multe provocări și sarcini de rezolvat, de exemplu construirea unui robot care să aspire cu un aspirator de mână. Trebuie să fim creativi, să ne gândim cum putem să facem, să ducem la îndeplinire aceste task-uri. Noi ne distrăm extraordinar de mult făcând asta, căutând soluții la problemele care ni se dau. În tabără sunt 80 de elevi de liceu de la 17 echipe de robotică din toată țara, mai puțin decât la primele ediții, pentru că finanțările se obțin mai greu. Este și o provocare financiară pe un proiect derulat integral cu resurse din mediul privat și mulțumim pe această cale sponsorilor. Se vede după comportamentul lor și după interacțiunea dintre ei că era necesară o astfel de tabără. Ei învață foarte mult în tabără, se face schimbul de generații. În timpul cu adevărat liber, când nu se joacă cu roboții, elevii au activități de relaxare, se odihnesc în hamace sau se plimbă cu bicicletele puse la dispoziție de primărie, iar serile se încheie cu focuri de tabără. Este a 5-a ediție, iar 2 dintre ele s-au desfășurat online din cauza pandemiei.